vocea României, despre voce vorbim. Sunt mulți care cântă bine și eu am văzut și eu voci extraordinare și aici la voi, la casting. Emoțiile astea, în plus, mă epuizează. Este mai complicat pentru mine să particip în astfel de show-uri. Oh, ce m-am băgat eu. Cătălina, nu? Da. Hai mă, Cătălina, cu sfii din... Te gândi. Am puține probleme. Du-te, de ce emoții. Du-te. Să rămână aia bună. Du-te, da. Da, sufletul să rămân, sufletul curat, deschis. Mi-a fost greu să vin la acest proiect, pentru că de mult m-am gândit eu că am încheiat-o cu proiectele, cu concursurile. Eu, fiind o persoană foarte emotivă, nu știu, poate sunt responsabilă pentru faptul că sunt în fața oamenilor și dacă sunt, trebuie să mă prezint bine. Trebuie mereu să fii la modă, trebuie să fii în trend, se schimbă foarte mult direcția și este mai greu să te ții pe mal. În viața de zi cu zi, ce faci? Ce meserie ai? Am o diplomă în economie, diplomă în cultură și sunt și magistru în cultură. Și ma? Magistru. Magistru în cultură? Exact, da. Și mai urmează. Am făcut și televiziune, am fost prezentatoare TV. Ești cunoscută în Republica Moldova? Eu am publicul meu. Am fost prezentatoare, am avut emisiuni diferite ca segmente și emisiuni despre mașini, dar și emisiuni muzicale. Înainte să urci pe scenă, mai faci o cruce mare, cu Doamne, tu cu mine ești, Doamne Hristos, tu cu mine ești, Maica Domnului, nu este motodoc, nu trebuie să ne fie frică de chestia asta. Tu cânti pentru Hristos, orice piesă, înțelegi? Spui Doamne pentru tine, că... și ai să vezi că o să fie foarte bine, nu te lăsa desfărat. Voi avea și o melodie care poate este mai puțin formatul vocii. Sper să fie ceva deosebit, să fiu și eu, bine, acel soare din proiectul vostru. Cunoști pe toți, bună. Mă, Irina. Bună, Cătălina. Bună, Irina. Bine ai venit în platou de la Vocea României. Bine v-am găsit. Bună, Cătălina. Bună, Cătălina. Cine ești, Cătălina? Bună, de Cătălina. Unde vii? Câți ani ai? De ce te-ai îmbrăcat în alb?
Și ai cântat piesa asta invitat la nunta ta. Sunt Cătălina Rusu, vin din Republica Moldova, orașul Chișinău. Da. Am 30 de ani. Foarte frumos. Am venit în alb îmbrăcată pentru că am cântat o melodie despre nuntă. Da. Și am venit în ținuta de la nunta mea. Serios? Așa ai fost îmbrăcată la nunta ta? La înregistrarea civilă. Ce tare. Foarte drăguț. Deci momentul ăsta a fost cumva important. Irina vrea ca tu să devii... Adică acum îmi dau seama cât de important a fost momentul ăsta și ce te leagă de piesa asta, cumva. Și să știi că și pe mine mă leagă ceva. Eu mi-aduc aminte pe Denis când mi-a arătat prima oară piesa asta. Și zice, uite, am făcut piesa asta, cum ți se pare? Și am ascultat așa până la capăt. Zic, o să pierzi trenul, Denis. O să ajungi invitat la nunta mea și o să-ți pară rău. Da, și asta era o glumă, trebuia să râdă toată lumea, da. Da, eu cred că Tudor, dacă... Tudor! Băi, nu, dacă vreți, eu urăsc nunțile, nu o să mă căsătoresc niciodată, nici la starea civilă și nici în altă parte. Într-o nuntă, mirii ajung cei mai obitiți și amărâți oameni, stând acolo în picioare, ore în șir, încercând să mulțumească pe toată lumea. Urăsc să mulțumesc pe toată lumea, nu mă interesează și nu vreau niciodată. Urăsc nunțile, urăsc că se cântă cu trupe, urăsc meniurile, urăsc fețele de masă albe, urăsc sutele de invitați pe care trebuie să-i mulțumești, urăsc plicul, urăsc business-ul. Nu știu business-ul, cum e că nu am avut o nuntă. Urăsc nunta, nu știu. Nu vreau să fac o dezbatere pe tema asta aici, dar eu iubesc nunțile. Păi normal. La câți iubesc, bani faci? Eu iubesc nunțile, iubesc nunta la care am participat cu soția mea. De ce? Pentru că nunta este un simbol, un vârf al iubirii. Unii, într-adevăr, sunt... Eu cred că dacă Shakespeare făcea nuntă în Romeo și Julieta, eram cu toții, vai de mama noastră de săraci. Sfatul meu, Tudor, un singur sfat îi dau lui Tudor de data asta. Niciodată nu spune niciodată, iar dacă anul viitor mă trezesc cu o invitație la nuntă din partea lui Tudor Chirilă, o să o accept! Să fie într-un ceas bun! Nu-i asculta, ei vorbesc despre nunții, n-au treabă, n-au treabă cu asta. Eu simt că ești emoționată și îmi pare rău dacă te-am dezamăgit, dar te rog din suflet să te întorci la anul, pentru că ești o femeie minunată. Vă mulțumesc din suflet. Mersi mult, draga mea, ești superbă. Ești minunată. Tu ești minunată. Cătălina e o finețe, de fapt. Mi-a părut rău. Dar nu mi-a părut rău că nu m-am întors. Nu m-aș fi întors. Nici acum, nici atunci. Mi-a părut rău că am simțit tristețea ei că nu ne-am întors. Se uita undeva în gol, cred că se uita în gol, cred că nici măcar nu se uita la noi. Da? Mulțumim frumos, numai bine. La revedere! La revedere! La revedere. La revedere.